Presiunea făcută de Gazeta de Sud în numele interesului public pentru publicarea controversatului contract de închiriere a terenului unde va fi amenajat noul târg a dat roade. Directorul SC Piețe și Târguri Craiova SRL, Cătălin Reșceanu, nu a mai putut să ascundă contractul prin care plătește 1,8 milioane de euro chirie unei firme private și a fost nevoit să-l prezinte consilierilor locali în ședința de joi. La acest punct ni se cere să aprobăm modificarea statutului Societății Piețe și Târguri în vederea înregistrării la Registrul Comerțului la unui punct de lucru. În schimb, la documentația noastră a consiliului nu avem baza, și anume un contract de vânzare-cumpărare, de închiriere pentru acel punct de lucru. Este vorba de celebrul contract în care eu sunt convins că nu e nimic suspect, dar care a aruncat o lumină nu tocmai pozitivă asupra noastră în presă, în discuțiile cu cetățenii. Până la urmă este vorba de un contract pe bani publici, făcut de o societate comercială care lucrează cu bani publici și, în consecință, nu prea putem să votăm acest punct dacă nu avem documentele conform regulamentului de organizare și funcționare. În jurul acestui contract de închiriere sau ce-o fi, se conturează toată această hotărâre de Consiliu. Propunerea mea este să facem o amânare și o reexaminare până când avem toate documentele ca să votăm în cunoștință de cauză. Domnul administrator. Da. Contractul există, a fost depus, oricine poate să citească, oricine vrea să citească acel contract, poate oricum să vină să... Nu cred că m-am făcut înțeles. Eu sunt convins că există și sunt convins că nu e nimic suspect, dar noi trebuie să-l avem la mapă. La acest proiect de hotărâre, care tot proiectul de hotărâre se construiește pe acest contract, noi nu-l avem. Și atunci nu știm ce să votăm și de ce votăm. Vi-l punem acum la dispoziție, nu este nicio problemă. Asta vă și da, eu v-aș propune ca să lăsăm acest punct ultimul pe ordinea de zi să vă transmită deja contractul, că nu avem nimic de ascuns. Corect. Vreau să vă spun că spuneați că din discuțiile cu cetățenii, cu presa, mă îndoiesc că cetățenii discută despre acest lucru, dar dacă vor să fie informați, vreau să le spun că este o afacere foarte profitabilă pentru Primăria Craiovei, foarte profitabilă. În sensul că există un teren al unui privat, privatul face toată investiția acolo, noi închiriem tot ce este acolo cu 15.000 de euro lunar și câștigăm 60.000 de euro lunar. Asta este afacerea. Foarte bună pentru primărie. Că mâine o să vedem scris în presă și că am scăzut tariful, că e rău, că dacă ne-a spus domnul Chierciu că e rău, trebuie să fie și în presa băsistă rău. Este o altă discuție, dar eu vă spun că acel târg va fi o afacere foarte profitabilă pentru Primăria Craiovei și nu este nimic necurat acolo. Vă mulțumesc. Doamna primar, noi vă credem pe cuvânt, dar am dorit să vedem și... Absolut, din cauza asta am și propus, nu știu de ce se fac asemenea gafe, am rugămintea de acum înainte să nu se ascundă niciun fel de documente consilierilor și nici publicului până la urmă. Că este o afacere foarte profitabilă pentru Primăria Craiovei. Mai găsiți și dumneavoastră un investitor care să vrea să facă toată afacerea pe banii lui și să o închirieze primăriei cu 15.000 de euro, iar noi să câștigăm 60.000 de euro lunar. Da. Repet, noi vă credem pe cuvânt și suntem convinși de bune intenții. Domnul administrator a fost pus de noi în unanimitate, în sensul că am avut încredere în dânsul, dar vrem să vedem și noi un contract pe bani publici până la urmă. Domnul Chierciu, vă rog. Două lucruri vreau să spun, conform celor care au apărut în presă, pentru că nu am avut la dispoziție acest contract, nu știu dacă exprimarea doamnei primar că se face investiția pe banii celui care închiriază este 100% corectă. Eu am înțeles că tocmai în baza chiriei, deci construcțiile pe care le face, se pun în balanță cu chiria pe care o are de achitat primăria, deci se deduce. Deci până la urmă noi plătim această investiție, asta 1 și 2. Chiar nu văd legătura între tariful de apă, contractul cu Caracalul, cu terenul din Caracal și cu domnul Băsescu. Deci dacă pentru doamna primar a devenit așa un cuvânt pe care îl repetă Băsescu, băsistă, presă și așa mai departe, deci devine o obsesie, chiar la vârsta dânsei, cred că ar putea să facă niște exerciții să se dezbare de aceste ticuri.
Sunt foarte tânără, domnul Chierciu. Mult mai tânără ca tine. Exact. Vă mulțumesc, mai tânără ca noastră. Tocmai pentru că domnul Chierciu a înțeles ceva, eu am înțeles altceva, presa a înțeles altceva, propun să amânăm până vedem contractul ca să votăm în cunoștință de cauză. Bun. Da. Să rămână ultimul punct pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Da. Până la urmă, contractul a fost votat de consilieri. A fost un singur vot împotrivă și două abțineri. Cu ce dată a început să se plătească chiria pe acest teren? Data, văd că contractul s-a încheiat în 8 ianuarie, deci când s-a emis prima factură? Păi nu știu, s-a văzut. Vorbește. Domnul Crescian, scuze. Din luna aprilie 2013. Da, vă mulțumim, domnul Reșceanu. După cum ați văzut și dumneavoastră în contract, nu e nimic de ascuns, nimic de care să ne fie rușine. Din potrivă, zic eu că sunt lucruri pentru care ar trebui să fim lăudați, dar așa se întâmplă. Totdeauna când vrei să faci lucruri bune, nu scap nejurat. Deci plătim din aprilie... Dar nu beneficiem momentan. Plătim din momentul în care ne-am asociat cu firma respectivă și luna aceasta va fi gata. Da, găsiți dumneavoastră o afacere mai bună decât asta, că pe alea din mandatul trecut le-am văzut că sunt de proaste. Da, eu când închiriez un bun, plătesc în momentul în care intru în posesie. Nu, plătiți din momentul în care beneficiați de el. Păi asta spun, beneficiem din aprilie. Da, noi beneficiem de bun pentru că i-am luat omului terenul. Păi de ce l-am luat din aprilie? De ce l-am luat? Pentru că se face construcția pe el exact cum o vrem noi. Bun. Ce Dumnezeu! Okay. Hai să inventăm motiv acum. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două. Când o să face voi afaceri mai bune ca asta, mă anunțați și pe mine.